Acest artist din Statele Unite a făcut probabil cea mai grea comandă din viața lui. A personalizat sicriile pentru niște suflete nevinovate. A vizitat fiecare dintre familiile copiilor uciși în urma masacrului de la o școală generală din Texas. A făcut asta pentru că voia să știe ce pasiune aveau acești copii minunați care n-au avut nicio vină și nicio șansă în fața unui ucigaș. Și astfel fiecare sicriu a fost personalizat. Sicrie în care fiecare dintre acești copii se vor odihni în somnul cel de veci. 19 copii care au fost uciși de un dezaxat care a intrat într-o școală generală din Texas și a deschis focul, ucigând 19 copii și 2 profesori. 21 de victime, a căror viață le-a fost urmată de un individ de 18 ani. Sper doar ca cei care poate să schimbe ceva să o facă și să nu uite niciodată aceste chipuri nevinovate.